Salut, ce faceți? Eu bine, voi? Comentariul epic din episodul trecut este de la Cojo, care zice: cel mai bun comentariu epic a fost la clipul trecut. Și eu sunt total de acord, cel mai bun comentariu epic a fost de la episodul 167. Din fericire, măcar la episodul trecut s-a rezolvat, am avut comentarii, a fost tot ok și sper eu că și la asta o să fie ok. Dați un mare like mai jos, dați un share, să ajungem la cât mai mulți oameni și abonați-vă la canal în cazul în care nu sunteți abonați. Să înceapă comentarii epice! Bă, viața mea, n-am primit atât de multe taguri la un clip cât mi-ați dat la ăsta. 9 din 10 clipuri la care mi-ați dat tag erau clipurile cu preotul. Și s-a umplut TikTok-ul de clipuri cu domn părinte care dă cu pumnul la aparat. Și dă bine. A dat, în numele Tatălui și al Domnului și al Fiului, amin. Părintele când vede că nu vii la spovedanie, mare-i puterea Domnului. Veniți la slujbă duminică, poate nu veniți, poate nu lași în cutia milei. Atât mai trebuie, să nu-ți zici rugăciunea. De acum primesc popa. Totul e posibil în Costinești. El și Moise. Vrem neveu versus părintele Petru în RXF. Dacă a dat 3000 în post. Bă, și uitându-mă eu la clipurile astea cu părintele, zic: no, l-o fi filmat cineva, l-o pus pe TikTok. De unde? Unul din clipuri era chiar de pe contul lui. Și intru la el, zic: bă, să văd, are TikTok părintele? Are. Frumos, 90.000 de urmăritori, inclusiv contul de Revolut pus acolo pentru enoriaș. Și nu m-am putut abține, m-am uitat un pic să văd ce clipuri are domn părinte pe contul lui. Ne auzi seară la meci oficial de la orele 22 cu Florinel și Ioana. Așteptăm un număr mare de seară la ora 10. Doamne ajută la toată lumea. S-a băgat domn părinte pe meciuri oficiale pe TikTok. Pe lângă meciul ăla cu cine zicea el acolo, mai are, uite, părintele are meci, părintele Petru versus Viorel Teacă. Biserica versus poliția, meci oficial. A ajuns biserica cu poliția să facă meci oficial pe TikTok. Și dacă asta nu e de ajuns, cum algoritmul te aduce mereu înapoi acolo unde ai fost, mi-a apărut pe TikTok seara pe la 11, 2, 1, ceva de genul, mi-a apărut domn părinte care făcea live pe TikTok. Atenție, urmează limbaj vulgar și imagini cu puternic impact emoțional. Un pic cu gândul. Nu era un păcătuit cu gândul. Poți stai cum vrei tu, Andreea. Adică nu mai f***te? Nu, n-ai voi. Părintele nu. E dat deoparte pe chestii din astea. E doar să roagă, stă la biserică, își face rânduială. Părinte, vreau să ne jucăm pe 3 întrebări. Gata. Și dacă pierzi, faci 10 mătănii. Da. Da, faci? Fac. Mamă, a 13. E rândul tău, dăm. Da, stă pe. Vata să vreau să mă cunu, părinte. Da, gata, da, fac, 13. Fac, părinte, 10 mătănii, mă închinam. Fii atent, Olea, că Andreea, cine o stipată pe tine? Cine? A bătut-o, domn părinte, a trebuit să facă fata mătănii. Andreea, fă-i cruce dreaptă. Așa. Pune-te în genunchi. Așa. Și cu capul la pământ. Și așa mă plec, nu? Așa, te apleci, da, da, da. Așa, acum din nou în picioare. Nu, 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 te apleci, ridic din picioare, fă din nou cruce. Așa, din nou în genunchi, din nou capul jos. Și dacă credeți că a fost doar așa o coincidență, a doua seară iară, domn părinte, iar cu fata asta pe live. Părinte! Da, ultima întrebare, zi, fica mea. Când te-ai masturbat ultima dată? Mamă, ce întrebare de baraj! Domn părinte, vă dau un sfat. Poate dumneavoastră sunteți bine intenționat. Nu mai intrați pe TikTok.
Asocierea asta de imagine nouă. E nu reași mea, hai să o batem, să nu mai pun ea întrebări din astea. Eu cred că îi cam place și la domn părinte, că dacă nu-i plăcea, n-o stătea. Bă, ce lume nebună, mă. Această mașină de spălat Alba Lux a fost cel mai mare dușman al copilăriei noastre. Datorită faptului că furtunul de la această mașină de spălat era detașabil, adulții de astăzi știu ce înseamnă bunul simț și respectul. Bă, eu din fericire când eram mic n-am fost bătut cu furtunul de la mașina de spălat, că nu eram sărat și n-aveam mașină de spălat, dar am un vecin pe care îl bătea cu furtunul de la mașina de spălat și știu cum e. Cu furtunul luam bătaie de zicea mama, zebră vă fac. Furtunul ca furtunul, dar să nu uităm că venea în dotare și cu un clește de lemn, care era mai accesibil. O vară întreagă am dormit pe burtă, că pe spate și pe fund aveam urme de bun simț și respect. Și mai era și albatros. Nu știu, eu n-am fost bătut nici cu furtunul de la Alba Lux, nici de la albatros. Și eu care credeam că numai eu am fost bătut cu așa ceva. Nu cu bătaia se impune bunul simț, ci prin educația primită. Da, prin educația primită cu furtunul detașabil de la mașina de spălat. Eu de furtună am scăpat, aveam alun în curte. Detașabilă era și cureaua. Să vezi ce durere era de la cureaua de transmisie, alt nivel de respect. Adică tactul s-o plictisit să te bată cu furtunul și a început să demonteze, să scoată cureaua de transmisie. What the fuck? Asta nu e mașina aia de trebuia legată, că la un moment dat o lua la fugă. Furtunul ăsta mergea în tandem cu catarama de la centura de militari. Dușmanul meu era lingura de lemn. Bă, și ai subscriu, că și pe mine tot cu lingura de lemn mă bătea maică mea. Odată chiar a rupt o lingură de lemn în timp ce mă bătea cu ea. Totuși, acum mă gândesc că e bine când văd că îi bătea pe ăștia cu cureaua de la transmisie, cu catarama de la centura de militari. Era bine cu lingura aia de lemn. Bă, eu nu știu, nu mi-aș putea bate copilul. N-ai cum să bați un copil cu aia. N-ai cum să bați un copil, ești nebun. Eu nu cred că aș putea să-mi bat copilul niciodată. Sau poate că așa zic acum. De ce se predă doamna? Trece crașul, poartă-te normal. A trecut meduza pe acolo. Ajută la reumatism. Tatuia mamaia și tataia, sculptor brâncuș. Vezi că dacă îi dai o palmă peste curs, scuipă bani. Îmi aduce aminte de ceva oribil. Alții care se obișnuiesc dinainte cu pământul. Cumplit. Să te doară peste tot. Jack Sparrow a cumpărat iapa lui Zorro. Ei erau pe la Pitești, pirații din Costinești, fierul blestemat. Dii, Mădălina! Jack Steel, Balkan Pirates, corsarul negru, în drum spre Pava din Costinești. Spunem ce animal observ prima dată în imaginea care urmează, iar eu am să-ți fac un scurt rezumat al trăsăturilor tale de personalitate. Poți încerca acest test făcându-l și prietenilor sau altor persoane apropiate. Și acum neneasta urmează să vă arate toate animalele care erau combinate în imaginea aia și în funcție de ce animal ai văzut prima oară zice că ești bun, ești rău, ești așa, ești așa. Etc. Am văzut-o pe soacră mea. Eu am zis șobolan, dar era cal. Mi-am văzut tot neamul din partea lui tata. Eu n-am văzut nimic. Eu prima dată am văzut cheliosul. Și dacă sunt discromat, eu de ce am văzut o căpușă?
Mie mi-a apărut alarma de atenționare că trebuie să plec la muncă. M-am văzut pe mine, călare pe cal. Clipul ăsta unii din voi probabil ați văzut deja la mine pe story, unde trebuie neapărat să dați follow dacă nu mă urmăriți și pe Instagram, pentru că mai pun și acolo o grămadă de chestii mișto. Hai să ne uităm la comentarii. Îl cumpăr cu tot cu abonament la sală sau e separat? Ăla din mijloc e Mike Tyson. Salut! De unde pot achiziționa și eu un porc de pază? Am niște lupi care tot dau târcoale noaptea. Intri să le faci curat numai cu permisiune? Au 8 săptămâni și 5-6 ani de sală. O veni pe jos din Belgia? Dacă îmi iau unul, mă apără de dușmani? Sper că se taie singur, că altfel nu ai șanse. La pădure oare se descurcă? Că am de scos niște bușteni dintr-un pârâu. Și jumări? De unde mai fac? Please share workout routine. Îi provoc în RXF. Și că tot vă știam de Instagram, am lăsat pe story zile trecute și clipul ăsta la care voi ați lăsat comentarii pe care o să le citim astăzi. Hai să-i dăm drum. Da, da, vidi ovo veliko, Isuse, kolika jaja, gle jaja, da mi vidi jaja. Vidi ovo! Tri brkve! Pa gledaj jaja! Šta je ljubavi? Pa šta onda? Când îți zice maică ta că te duce la mamaia și te trezești la bunică ta, ca pe litoralul românesc, plin de mistreți, nu mă întrebați de culori. Și ce mi-ai adus din Tenerife? Șorici, albă ca zăpada și cei 7 șorici. După baie, merge și un grătar. Și eu am așa ceva acasă, numai că fără apă și fără nisip. Când doctorul îți spune că trebuie să mănânci, numai fructe de mare. Un cuvânt, Costinești. Vara la gârlă la băpteni, carnea la marinat. Au ieșit și ei să-și prăjească baconul. Average Romanian Beach. Uscâini din aia care salvează oameni. Attenzione pickpocket. Iubi, sunt cu porcul la spălătorie. Scrieți mai jos care a fost cel mai epic comentariu din acest episod. Dați un mare like, dați un share, abonați-vă în cazul care nu sunteți abonați, dați un follow și pe Instagram. Și știți deja, le mulțumesc membrilor de pe acest canal, dar și celor care susțin ce fac eu aici și sunt prezenți pe Buy Me a Coffee. Ne vedem cu următorul episod din comentarii epice. Ciao!